FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Ediție specială cu Cătălin Striblea la Europa FM. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine ați venit la ediția specială de la Europa FM. La această oră suntem în măsură să vă anunțăm rezultatul Congresului PNL pentru alegerea în funcția de președinte. După cum știți, bătălia electorală s-a dat între premierul Florin Câțu și președintele partidului Ludovic Orban. Cristian Citre, corespondentul nostru la Congres, ne poate anunța în acest moment cum arată rezultatele. Bună seara! Bună seara, este o victorie clară pentru Florin Câțu, care a obținut 2878 de voturi, în vreme ce Ludovic Orban a obținut 1898. Așadar, peste 60% din voturi obținute de actualul premier, este noul președinte al Partidului Național Liberal. Și ca o chestiune de culoare, votul a fost destul de masiv în favoarea lui Florin Câțu. Într-o singură urnă a obținut Ludovic Orban majoritatea cu un singur vot în fața lui Florin Câțu. În rest, peste tot, a luat Florin Câțu mai multe voturi decât Ludovic Orban. Mi se pare că aud în spatele tău urale deja de anunț al victoriei. Da, chiar acum a venit premierul și cu echipa sa în sală. Se anunță imediat și rezultatul oficial al votului. Și evident, este această bucurie a victoriei, oarecum așteptată, dacă este să ne luăm după cum a fost această campanie și cum s-au poziționat liderii organizațiilor județene, majoritatea covârșitoare a lor fiind în favoarea lui Florin Câțu. Auzim și noi aplauzele și scandările în momentul acesta. Totuși, în timpul congresului, au existat foarte multe manifestări pro-Ludovic Orban, adică atmosfera arăta diferit un pic. Așa este, au fost câteva organizații pro-Orban care au fost ai căror delegați au fost plasați strategic în această sală, astfel încât se pară foarte, foarte vocală susținerea pentru Ludovic Orban. Dar, iată, în final s-a dovedit că, până la urmă, numărul celor care l-au susținut pe Ludovic Orban nu a fost atât de mare, nu a fost nici pe departe suficient pentru a-și renoi mandatul de președinte al PNL. Încă o dată, te rog, Cristi Citre, să ne spui rezultatul votului care acum e sărbătorit, pare să, în sala de la Romexpo. 2878 de voturi pentru Florin Câțu, 1898 de voturi pentru Ludovic Orban. În acest moment pe scena Congresului, unde urmează să susțină discursul. Îți mulțumesc tare mult pentru intervenție, Cristi Citre, corespondent la Romexpo, la Congresul PNL. Cred că l-avem și pe domnul Cristian Tudor Popescu în acest moment la telefon. Bună seara, domnule Popescu. Da, mă aveți. Așa este. Așteptat rezultatul? Bineînțeles. Știa acest rezultat și Ludovic Orban. Îl știa de mult. Dar a ținut să lupte alături de Florin Câțu în echipa câștigătoare, Câțu-Orban, împotriva propriului partid. Și este și el un câștigător, a înfrânt în această seară, pentru că în urma acestui congres, PNL a mai pierdut câteva procente în încrederea alegătorilor, în încrederea publicului. Cum asta este rezultatul și au o contribuție remarcabilă aici susținătorii lui Ludovic Orban. Poate că acum s-a demonstrat limpede, dacă până acum era neclar, de ce Ludovic Orban nu mai trebuie să fie președintele PNL. Pentru că s-a văzut această diferență, dincolo de toate discuțiile, dincolo de acest gest al domnului Câțu, acum după ce este anunțată victoria, domnul Câțu postează pe contul său de pe rețea socială
o poză cu Superman și cu capul său. I-aș pune pe aceeași poză, i-aș pune numărul de morți și de infectați de astăzi în pandemie și prețurile la energie. Deci în aceste condiții, domnul Câțu ne face cu ochiul dintr-o poză trucată cu Superman. Mă rog. Domnule Popescu, da. E ceva ce v-a surprins astăzi în desfășurarea... Dacă n-am terminat fraza. Mă scuzați. Vreau să spun că totuși a fost, în ciuda acestor manifestări ale lui Florin Câțu, a fost o diferență clară între susținătorii lui Câțu și cei ai lui Orban. Orban nu a fost huiduit niciodată, a vorbit fără să fie întrerupt, și-a spus tot ce a avut de spus, și-a dus delirul grandoman până la capăt. Este, n-am auzit, domnule Striblea, în 30 ceva de ani de când mă uit la politică, eu n-am văzut niciun lider român sau străin care să se proslăvească pe sine în acest fel. E un record absolut. Ludovic Orban să ne spună că el este în încrederea oamenilor al doilea om politic al țării după Iohannis. Deci, mințind grosier, să ne spună cum va face din România centru afacerilor din Europa, axa nord-sud, est-vest. Deci, el este cel mai puternic, cel mai inteligent. A fost un spectacol pe cât de grotesc, pe atât de fascinant pentru mine. Și totuși, diferența a fost clară. Cei care l-au susținut pe Ludovic Orban în sală prin huiduiel, prin strigăte de demisia. Păi cum poți, domne, asta este o lozincă, e o strigătură a PSD-ului, a lui AUR și a USR-ului. Asta este demisia guvernului Câțu. Cum poți? Indiferent, îl susții pe Orban, foarte bine, trăiască Orban, îl susținem. Dar cum poți să strigi demisia în plenul Congresului Partidului Liberal, adică demisia lozinca opoziției? Deci, acești troglodiți pe care i-am putut vedea în sală de partea lui Orban au fost poate motivul decisiv pentru care Câțu trebuie să fie președinte, cu toate cele pe care îi le vedem. Vă rog, domnule. Am văzut un lucru neașteptat până acum, dacă e să ne gândim și la domnul Klaus Iohannis, care a fost prezent acolo. Au existat contestări la alegerea sa, să spunem. E aproape transparent că președintele Iohannis a avut un favorit în acest congres, în timpul discursului său, pentru cine n-a văzut, au existat câteva scandări pentru Ludovic Orban, pe care președintele, desigur, nu-l favoriza. Are asta vreo însemnătate în ideea politică actuală sau pentru președintele Iohannis? Nu, a fost ceva foarte palid. Eu mă așteptam și auzisem și eu niște zvonuri că vor fi huiduielile la adresa lui Iohannis. Ori se pare că cine i-a instruit pe susținătorii lui Orban le-a spus mai ușor. La Iohannis nu, că s-ar putea să mai avem nevoie de el, dar tăbărâți pe Câțu. Și au tăbărât așa de bine că nici Orban n-a putut să-i mai stăpânească în clipa în care și-a dat seama că se întoarce împotriva lui. Ăia erau porniți, troglodiții și nu mai puteau fi opriți. Și evident că făceau o impresie deplorabilă. Acum să vă spun un lucru. Să știți că la acest congres președintele PNL a fost reales, domnule Striblea. În ce sens, domnule Popescu? În sensul că Klaus Iohannis a fost președintele PNL în 2014 și a fost reales în 2021. Astăzi a fost reales președinte PNL Klaus Iohannis. Pentru, nu Florin Câțu. Pentru că s-a făcut vrerea sa. Dar, domnule, pentru că s-a făcut vrerea sa.
Domnule Popescu, asta are însemnătate și pentru criza guvernamentală. E clar, domnul Câțu rămâne premier, asta își va dori PNL-ul, e imposibil altfel. E clar că nu se respectă condiția pusă de USR Plus ca să revină la guvernare. Iată că avem o situație complicată pentru perioada următoare. Da, da, va fi foarte complicată și lucrurile cele mai crude și importante și dure pentru noi nu sunt, nu sunt ce s-a întâmplat aici la Promexpo acum, sunt cele care țin de numărul de morți din pandemie, cele care țin de situația economică, de prețurile la energie. Astea sunt problemele. Deci, domnul Câțu acum are de demonstrat dacă este capabil să gestioneze aceste probleme extrem de dificile. Și să știți că are o șansă, dacă poate în aceste condiții să facă un act de bună guvernare, domnul Câțu, poate chiar și în condițiile unui guvern minoritar, fără neapărat să aibă nevoie de susținerea PSD. Eu am spus până când mi s-a rupt falca, atunci când păunea ăsta Ludovic Orban cu alegerile anticipate, acum un an, sau în 2019, nu, în 2019, da? Bătea șaua în neștire până când s-o omoare iapa cu alegerile anticipate, iar eu mai lipsea să zbier. Guvernați, domnul Orban, guvernați, așa câștigați voturile, așa câștigați încrederea oamenilor, așa faceți bine românilor, nu făcând alegeri anticipate, ci guvernând. Același lucru îl spune acum, bineînțeles, nu o să am eu dialog vreodată cu domnul Câțu, același lucru îl spune și lui Florin Câțu. Să guverneze. Să lase deoparte combinageala politică, care a fost singura abilitate a lui Ludovic Orban, și pur și simplu să facă un act de guvernare bun, dacă este în stare. Și atunci, să știți că poate rezista acest guvern. La urma urmei, guvernul Orban, minoritar, a rezistat un an de zile, domnule Sribe. Da. Asta ne vom lămuri în aproximativ 4 zile, când vedem cine va fi ales la USR Plus, dacă e domnul Cioloș, dacă e domnul Barna. Ca să încheiem această ecuație politică, aveți o estimare aici, domnule Popescu? Am o rațiune pe care aș vrea să vă comunic, și anume că pentru USR Plus, dacă va fi ales domnul Dacian Cioloș, va fi un avantaj. Domnul Dacian Cioloș este de multă vreme, în mod evident, un purtător de imagine mai bun pentru USR Plus decât domnul Barna. Domnul Barna nu a fost niciodată un tractor al partidului, nu a fost peste scorul USR Plus și nici nu va fi. În vreme ce domnul Dacian Cioloș poate să fie ceva, poate să tragă acest partid în sus. Însă nu este tranșată lupta, chiar dacă a câștigat domnul Cioloș în primul tur, fiind votat, să ne gândim, domnule Striblea, fiind votat de membrii USR, domnul Cioloș, că altfel n-avea cum să câștige. Și de membrii USR, nu numai de membrii Plus. Nu numai de membrii Plus, da? Deci ar fi bine pentru USR Plus să câștige domnul Cioloș, dar USR are un aparat de partid și în teritoriu care deja s-a pus în mișcare, mașinăria, a pus-o domnul Ghinea în mișcare cu telefoane de tipul ce faci, bă, Gigele, nu te-am pus eu, cum votezi, da? Și e posibil ca această mașinărie până la urmă să-i dea câștig de cauză domnului Barna, ceea ce nu ar fi în avantajul pentru viitor al USR Plus.
Domnule Popescu, vă mulțumesc foarte mult. Sunt sigur că în zilele următoare ne vom reauzi pe această temă. Da. Deocamdată vă anunț, mulțumesc tare mult Cristian Tudor Popescu, deocamdată vă anunț că domnul Ludovic Orban își prezintă demisia din funcția de președinte al Camerei Deputaților. Iată și un fragment din ceea ce a anunțat Florin Câțu imediat după câștigarea votului. Acest vot mă onorează și mă responsabilizează. În același timp, trebuie să fiu sincer și să vă spun că nu mă surprinde alegerea dumneavoastră, pentru că am spus din primul moment că echipa câștigătoare este singura soluție pentru Partidul Național Liberal. În același timp, vă promit că voi fi președintele tuturor liberalilor, indiferent de cine, pentru ce ați votat astăzi. De astăzi, suntem un partid unit și vom folosi toate resursele împotriva adversarului nostru politic, PSD. Să știți că aceasta nu a fost doar o campanie, a fost o mișcare. Este o mișcare care începe cu Partidul Național Liberal și o mișcare care va schimba România în bine. Vă mulțumesc tuturor! Și împreună construim România Liberală. Mulțumesc! Florin Câțu și anunțul său de câștigător la Partidul Național Liberal. Domnul Câțu este noul președinte al partidului cu aproape sau peste 60% dintre voturi. Vorbim de unitate. Vlad Petreanu este acum cu noi la telefon. Bună seara, Vlad. Bună mai, mai poate fi vorba de unitate la PNL? Da, sigur că da. E o unitate în jurul resurselor acum. Adică, clar, s-a văzut cine a câștigat, de altfel domnul Orban cred că comite așa și o sinucidere ritualică, de ce să mai suporte încă o umilință să fie dat afară de la președinția Camerei Deputaților. Așa că da, va fi unitate, sigur. Mă rog, eu mă așteptam ca domnul Câțu să câștige cu o diferență chiar mai mare, vorbind de resurse. Adică are sprijinul, a beneficiat de sprijinul evident pe față și nu doar al președintelui Iohannis, are toate resursele, programul Angel Salini, 50 de miliarde de lei, primari, toate prăjiturelele sunt la el. Mă mir că n-a obținut decât 60%. Dar acum, domnul Câțu și prietenii au câștigat președinția partidului, au câștigat războiul, să vedem dacă vor reuși să nu piardă pacea. Pentru că ce e mai greu de-abia acum urmează. La ce te gândești? Păi, mă gândesc la ce înseamnă guvernare și la o majoritate parlamentară solidă, care să le permită o guvernare în care, sigur, noi ne-am dorit reforme, legislație armonizată, cheltuirea banului public, fondurilor europene, PNRR-ului, interesul populației, al poporului, da, nu știu dacă se va întâmpla chiar așa, pentru că USR Plus insistă că nu vrea să discute cu domnul Câțu. Domnul Câțu spune că nu vrea să lucreze cu PSD. Așa că dacă lucrurile nu se deselenesc, despotmolesc curând, vom avea de-a face cu un soi de guvernare minoritară, condiționată la fiecare pas, de o majoritate parlamentară care n-are niciun interes să ajute cumva guvernul PNL. PNL e în scădere de viteză. Domnul Câțu, din păcate, nu are abilități de negociator, a demonstrat-o din plin în ultimele luni. Dânsul încearcă să proiecteze așa o imagine de om politic hotărât, plin de hotărâre, care pune piciorul în prag, dar nu reușește să transmite decât senzație de aroganță. Ori asta este un defect capital pentru un politician în România. Politicienilor în România li se iată multe. Dar știm de pe vremea conflictului Iliescu-Adrian Năstase că aroganța nu-i o ierți unui politician de top. Și atunci, mă rog, că vor veni multe probleme. Care este estimarea ta, Vlad Petreanu, pentru rezolvarea crizei guvernamentale? Adică se întoarce USR Plus sau în acest moment e clar ne îndreptăm spre un guvern minoritar? Am văzut multe împăcări după certuri ce păreau iremediabile. Dar USR-ul nu este USR Plus, mă rog, nu este deloc un partener confortabil pentru vechile partide și pentru PNL și cu atât mai puțin evident pentru PSD. Nu e un partener confortabil din multe motive. Unele sunt obiective.
USR Plus nu are experiență politică, nu are experiență politică de guvernare, de aceea gesturile lor în administrație, diverse informații din zonele care au fost controlate de USR Plus până în urmă cu câteva săptămâni, acolo oamenii au suferit din cauza unui anumit gen de bruschețe din partea unor miniștri sau secretari de stat sau reprezentanții USR care vin din mediul privat sau din zona ONG-urilor și nu înțeleg că administrația publică are alt ritm. Chiar dacă ritmul pe care îl are administrația publică în România este îngrozitor de lent, totuși, chiar în țările care funcționează ok, administrația publică are alt ritm decât mediul privat sau ONG-urile. Asta odată, aici sunt chestiunile obiective. Lucrurile se învață în timp. USR Plus trebuia să mai stea ceva timp la guvernare ca să mai deprindă ritmurile și mecanismele și felul în care se iau deciziile cu adevărat în zona asta. Alte motive sunt subiective. Amintiți-vă de Cătălin Drulă de la Transporturi și de stenogramele apărute cu liberalii care se plângeau că bă, nu se poate vorbi cu ăsta, e câine. Aici tocmai pentru că USR-ul este populat de mulți ONG-iști, pentru vechii politicieni, e siguranța asta că putem să discutăm ca să fie bine pentru toată lumea. Adică cu ăștia nu știi, domne, ce se întâmplă. Una, două, te fac de baftă în public. Asta înseamnă ori aici, din câte știu, există o anumită reticență a liberalilor de a se mai... de a mai colabora cu USR-ul. Și semnalele sunt puternice, unele dintre ele sunt lansate tocmai ca să stabilească poziții de negociere, dar altele cred că sunt sincere. Adică vezi declarația ministrului de finanțe de acum câteva zile, cel mai rău e cu USR. Adică mai curând s-ar putea să avem parte de un guvern minoritar. Mai curând cu PSD-ul, știți ce, liberalii au mai guvernat practic împreună, mai pe față, mai pe ascuns. Nu odată. Au avut și o alianță care a obținut un scor electoral grozav. Nu spun că se va face acum o alianță. PSD-ul nu are niciun interes să facă acum vreo alianță vizibilă cu PNL-ul. Dar condiționări pe diferite legi sau inițiative, da, sunt convins că vor exista. Și oamenii sunt foarte buni negociatori, adică știu foarte bine mecanismele de 30 de ani și chiar mai mult timp în cazul PSD-ului. Mulțumesc tare mult, Vlad Petreanu, cu el vă întâlniți luni dimineață la Deșteptarea, când cu siguranță se va discuta din nou despre asta, așa cum o vom face împreună și la România în direct luni la prânz. Colega mea, Anca Grădinaru, care a urmărit întreaga zi ce s-a petrecut la Congresul PNL, e alături de noi. Salutare, Anca, facem o scurtă recapitulare. Bună seara, da, a fost un congres festival. Au fost acuzații, au fost huiduieli. A fost un congres la care a venit președintele Klaus Iohannis pentru a-și arăta din nou susținerea pentru Florin Câțu. Și de altfel președintele a și spus că nu-i momentul ca Florin Câțu să plece din funcția de premier, exact, învins. A fost un congres la care Ludovic Orban spera până în ultimul moment să câștige. Iată, nu a făcut-o, e o diferență mare totuși. Te opresc o secundă, cred că avem și un sunet cu domnul Orban care își dă demisia din funcția de președinte al Camerei Deputaților. Da, hai să-l auzim pe domnul Orban. Vreau să vă anunț de acum că demisia mea din funcția de președinte al Camerei Deputaților va fi luni la prima oră pe masa președintelui ales Florin Câțu și vreau să vă mai spun un lucru. Din momentul de față, între Ludovic Orban și Klaus Iohannis nu mai există niciun parteneriat. Vă mulțumesc! Asta e chiar mai interesant decât demisia din funcția de la Camera Deputaților. Da, dar e importantă și demisia, pentru că să ne reamintim cum a ajuns moțiunea să fie oarecum pusă pe tapet, că nu putem spune în plen, că nu a fost încă dezbătută și evident nici votul. PSD-ul tocmai spunea, Florin Câțu, te așteptăm la vot. Este important pentru că Ludovic Orban a fost cel care a spus această moțiune trebuie să intre pe ordinea de zi, a transmis lui Florin Câțu. Dacă facem un calcul, PNL mai poate recâștiga funcția de președinte a Camerei Deputaților în momentul acesta? Cred că da, dar depinde aici și ce poziție va avea UDMR. Vă reamintesc că în urmă cu doar câteva zile,
UDMR spunea că prima opțiune ar fi, din punctul lor de vedere, refacerea coaliției. În același timp, USR-ul tocmai a spus în ultimele zeci de minute, în ultima oră, că exclus să ne întoarcem la guvernare cât Florin Câțu este premier. Așadar, după ziua de astăzi, înțelegem așa că PNL a adresat chemări sau rechemări la guvernare celor de la USR. Da? Și deja avem trei voci, Ionuț Moșteanu, Ciprian Teleman, Cristian Ghinea, care au spus nouăi, exclus. Ok. Să facem și o reamintire a celor care n-au urmărit întreaga zi. Astăzi, așadar, Florin Câțu a fost ales președinte al PNL. A existat un moment interesant, Klaus Iohannis prezent în sală și cu lumea care striga Orban, Orban. Asta au fost susținătorii lui Ludovic Orban. De altfel, nu doar discursul președintelui Klaus Iohannis a fost întrerupt de aceste scandări, ci și discursul lui Florin Câțu. La un moment dat, Ludovic Orban a trebuit să intervină, să calmeze spiritele. A fost și o replică acidă a lui Florin Câțu, care i-a reprășat lui Ludovic Orban: eu nu o să îmbrac, de fapt i-a spus, nu o să îmbrac niciodată o geacă pe care scrie votați PSD, să ne aducem aminte că au guvernat împreună PSD și PNL. Au fost dispute inclusiv înainte de vot. Ludovic Orban a fost cel care a acuzat că au fost lideri de filiale sau au fost delegați care ar fi vrut să fotografieze sau au fotografiat votul. Deci au fost și îmbrânceli. Au fost momente tensionate. Să spunem că a fost ales președintele și încă un lider. Mâine este o zi importantă pentru că Florin Câțu va alege echipa de conducere. Mai mult ca sigur din ea vor face parte Rareș Bogdan, poate Lucian Bode, Dan Vâlceanu. Am remarcat și cred că nu mă înșel, Rareș Bogdan la un moment dat s-a autopropus pentru o funcție de ministru, nu? Spunea dacă ar fi dispus să facă parte din guvern. Cu ce, dincolo de alegerea lui Florin Câțu, apropo de imaginile pe care le-ai văzut în sală și întreaga zi ai relatat despre asta în Anca Grădinaru, cu ce rămânem ca imagine generală după această zi care se încheie acum? Cred că oamenii vor spune, e ceea ce cred eu, în sfârșit, bine că au terminat, de săptămâna viitoare cred că vor fi și mai multe școli închise. În București și în marile orașe nu mai sunt locuri la secțiile, în secțiile ATI. Bine că au terminat și să sperăm că se ocupă de gestionarea pandemiei. Și urmează să anunțe, așteptăm o decizie în ceea ce privește prețurile la energie, la gaze și la curent electric. Sunt două lucruri extrem de importante, oamenii le simt în fiecare moment. Anca Grădinaru, colega mea care a urmărit congresul PNL întreaga zi, mulțumim pentru aceste date. Imediat la ora 19 vine buletinul de știri în care veți auzi declarațiile învingătorilor și ale învinșilor din această seară. Încă o dată, Florin Câțu este noul președinte al PNL cu un vot de peste 60%. E adevărat, un vot contestat pe alocuri. Există niște semne de întrebare, măcar pentru unele modalități de votare sau supraveghere a votului. Și, în egală măsură, USR Plus transmite că în condițiile în care Florin Câțu rămâne premier, nu intră la guvernare. Așteptăm știrile orei 19, întreaga seară Europa FM vă ține la curent și revenim cu analize despre ceea ce s-a întâmplat la PNL în zilele săptămânii următoare. Eu sunt Cătălin Striblea și vă spun seară bună! Ediție specială cu Cătălin Striblea la Europa FM.